Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea trei gânduri ale persoanei iubite față de voi. Am să vă rog să alegeți între variantele 1, 2 și 3. 2 secunde să văd dacă găsesc toate inimioarele, da? Și încă o inimioară mi-ar mai trebui. Mauzi s-a făcut și ea prezentă, da? Deci 1, 2 sau 3. Eu voi începe cu varianta numărul 1. Să vedem trei gânduri ale persoanei voastre față de voi. Cred că mai bine ar trebui să iau și un pic din energia acestei persoane cu un pachet, ca să vedeți dacă într-adevăr vi se potrivește sau nu. Apropo, dacă nu rezonați cu această etalare, țineți cont că este una generală și nu aveți cum să aveți aceleași pretenții ca la o etalare personală. Etalările generale nu sunt menite pentru toată lumea, ele prezintă doar un mesaj general, așa că luați ce se potrivește, lăsați ce nu. Dacă aud comentarii inutile că, vai, Doamne, că nu s-a potrivit și etalare inutilă și chestii de genul, o să șterg comentariul. Țineți cont că dacă vreți o etalare unde să putem discuta despre nivelul de rezonanță, aceea este o etalare personală, cea generală este normal că nu poate să rezoneze cu câteva mii de persoane în exact aceeași măsură. Așa că discutăm despre cât rezonați la nivelul de etalare personală, nu la cea de generală. Ok? Bun. Să vedem energia persoanei voastre. Energia persoanei voastre. Energia nebunului. Persoana voastră, sincer, nu neapărat aș vedea-o cu atributele de lumină în sensul că este foarte expresivă. Aici cred că această persoană are tendința de a purta o mască și acea mască, la rândul său, este destul de expresivă. Este o persoană care reușește să arate emoțiile foarte puternic, dar nu neapărat sunt cele mai autentice emoții ale sale. De asemenea, aceasta poate să fie o persoană care ia lucrurile mai în abonsament, mai în râs, mai în glumă și nu este o persoană care neapărat se prezintă ca fiind extrem, extrem de serioasă. Ce aș putea zice este că în spatele acestei figuri cu destul de mult umor, sincer, mie mi se pare că stă ascunsă destul de multă suferință, dar care este negată și efectiv această persoană mi arată o negare efectivă a adevărului. Deci dacă voi spuneți acestei persoane un adevăr, această persoană este în stare să nege în față. Este o persoană care are tendința să mintă, să mintă în bună cunoștință de cauză, nu este o persoană care doar omite, este o persoană care spune adevărul în maniera în care vrea să fie. De foarte multe ori această persoană are tendința de a se minți și pe sine și această persoană poate chiar să creadă ceea ce minte. Deci atenție foarte mare, pentru că aici această persoană confundă manifestarea cu minciuna. Bun. Să vedem trei gânduri pe care le are această persoană legat de voi, dacă vi se pare că această persoană rezonează, da? Și de asemenea aici persoana poate să fie un pic mai tânără pentru unii dintre voi, dar numai pentru unii dintre voi. Primul gând. Această persoană se abține din a face o mișcare, se gândește la faptul că voi sunteți persoane foarte puternice, persoane care oricând îi puteți întoarce cuvintele, îi puteți întoarce situațiile împotriva sa și nu-i place acest lucru. Este genul de persoană căreia îi plac persoanele de sex opus puternice, indiferent că această persoană de care întrebați este bărbat sau femeie, dar totodată se teme de acestea. De ce? Pentru că vrea o iluzie de putere din partea celorlalte persoane ca apoi să o poată subjuga, dar cu voi nu cred că este cazul. Cu voi pur și simplu este teamă, se simte efectiv care e cuvântul? 2 secunde. Intimidată această persoană de voi și ar vrea să dețină controlul și cu toate acestea nu neapărat simte acest lucru, dar persoana este interesată de voi, doar că știți cum e acea vorbă, orice naște și are nașul. Această persoană a vrut să se simte mare și puternică și când încolo ce să vezi, chiar voi sunteți așa și persoana asta nu vă poate juca după cum dorește, după cum simte nevoia. Aici cred că am de-a face cu o persoană care nu neapărat vrea relații stabile, pur și simplu aleargă din floare în floare și vede pe cine poate manipula.
rămâne concentrat asupra persoanelor ce pot fi ușor influențabile. Al doilea gând. Ei bine, această persoană pare să fie destul de orientată spre muncă, spre ceea ce vrea să obțină. Această persoană poate să aibă de-a face fie cu lucruri handmade, fie că să aibă o activitate independentă, dar este vorba de o persoană care este destul de focusată cu munca. Este o persoană care îi place să muncească cu mâinile, îi place să facă lucruri practice, îi place efectiv să lucreze și să-și pună și mintea la contribuție, dar și mâinile. Este genul de persoană care poate să facă și treburi intelectuale și treburi cu mâinile, dar satisfacția cea mai mare, eu vor da lucrurile ce îi necesită lucru cu mâinile. De asemenea, aici această persoană nu prea pare să-și arate vreun sentiment. Este o persoană care alege să pară destul de rece și destul de blocată. Este ca și cum persoana asta vrea să pară un lemn, pur și simplu. Ce mai pot zice cu această persoană este că poate să dea semnale mixte. Această persoană nu pare să meargă direct nici către o relație, nici către lipsă de voi. În totalitate este o persoană care comunică atunci când îi convine, face lucrurile atunci când îi convine. În momentul în care voi păreți că vă îndepărtați, această persoană intră în panică și creează o scenă ca și cum aceasta ar fi victima. Ce mai pot să zic este că pur și simplu cu nebunul și cu doi de pentagrame, sincer, nu cred că pentru toată lumea această persoană este foarte stabilă mentală. Și eu aș zice să fiți un pic precauți la asta. Cred că pentru cineva aici există probleme într-adevăr destul de mari legate de anxietate și de depresie. Nu e vorba de voi, e vorba de persoana voastră, dar trebuie să acceptați că această persoană se gândește mai mult la munca sa decât la voi. Această persoană poate să se gândească în acest moment să obțină ca un fel de mărire, ca un fel de sumă sau așteaptă pur și simplu salariu. Poate să fie și ăsta cazul ca ulterior să vă contacteze. Sincer, aici cred că această persoană urmează să vă contacteze în momentul în care are ceva pregătit pentru voi, indiferent că este vorba de o întâlnire sau poate să fie vorba de un gest. Această persoană se gândește ca întâi să realizeze la muncă ce are nevoie ca ulterior să vină și să vă ofere acest lucru. Nu neapărat că ar fi ceva extrem de semnificativ, dar este ca și cum această persoană nu vrea să se grăbească în legătură cu lucrurile ce se cumpără. Dacă voi sunteți într-o pauză de comunicare, atunci de îndată ce această persoană va simți că are un pic mai mulți bani pe mână, vă va contacta și va face această întâlnire sau acest cadou, pentru fiecare va fi diferit, dar este ca și cum această persoană vrea să facă un mic gest, vrea să facă o mică surpriză. Chiar limbajul iubirii acestei persoane poate să se manifeste prin a oferi cadouri, dar din punct de vedere al iubirii nu văd neapărat această persoană să se gândească la voi ca la o mare iubire. Într-adevăr, vă apreciază puterea, vă apreciază felul în care arătați și vă apreciază pe voi ca persoane, dar un pic de atenție vreți să aveți. De ce? Pentru că această persoană vede relațiile ca un schimb. Eu îți ofer o surpriză, un cadou, timpul meu, dar în schimb trebuie să primesc anumite avantaje, anumite beneficii și este o persoană care este în permanență dispusă să negocieze pentru a avea și pentru a oferi diferite beneficii. Deci, atenție, aici voi, dacă vreți să ajungeți la o căsătorie cu această persoană, trebuie să fiți conștienți că inclusiv în căsătorie această persoană este în stare să negocieze în acest fel și să vadă toată relația, situația, căsătoria ca pe o afacere și nici de cum ca pe o relație în sine. Nu veți avea parte de extrem de multă empatie din partea acestei persoane. Sentimente, într-adevăr, pot fi, dar este ca și cum, indiferent de cât de importante ar fi sentimentele pentru această persoană, este ca și cum această persoană întotdeauna alege cu mintea, întotdeauna alege cu practicalitatea, întotdeauna alege cu nu știu, cu ceea ce pare mai logic, mai rezonabil, mai rentabil. Ca și zodii, pentru cei interesați, deși am să vă atrag atenția pentru că zodiile sunt opționale, deci eu v-aș recomanda ca voi, dacă recunoașteți persoana ca și arhetip și vă dați seama că persoana într-adevăr se comportă așa, să luați etalarea ca atare, chiar dacă zodia s-ar putea pentru unii dintre voi să nu rezoneze, da? Dar ca și zodii, eu văd aici leu, berbec, Taur, Fecioară, Capricorn, în special Taur. Și cam atât. Pentru că am doar 3 cărți și am reprezentanți din zodii de foc și pământ. Dar da, în special Leu și Taur văd aici, dar în fine. Bun. Pentru varianta numărul 2. Varianta numărul 2, să vedem ce avem pentru voi.
întâi o carte de arhetip, să vedem cine este persoana voastră cu care voi aveți de-a face. Acum chiar, dacă sunt persoane care au ales și varianta 1 și varianta 2, vă rog frumos, rămâneți cu o singură variantă. Ok? Să vedem. Și norocul meu aici e că cel puțin le amestec în fața camerei. Ca să nu zică nimeni că nu am amestecat sau ceva de gen. Detectivul. Bun. Aici avem de-a face cu o persoană care întotdeauna urmărește, întotdeauna vrea să vadă tot ceea ce este mai puțin cunoscut altor persoane. Este o persoană care este destul de preocupată cu a cunoaște absolut tot ce se poate despre o anumită persoană, iar în momentul în care această persoană devine interesată de cineva, are tendința de a se răci, de a se îndepărta și de a urmări de la distanță. Uneori, aceste urmăriri pot dura pe perioade foarte lungi de timp, deci dacă această persoană nu va contacta pe unii dintre voi într-o perioadă destul de lungă de timp, asta nu înseamnă că va scăpa din priviri. De asemenea, aici avem de-a face cu o persoană care știe să își extragă informația astfel încât să testeze alte persoane dacă doar vorbesc despre un domeniu sau dacă într-adevăr au cunoștințe concrete legate de acest domeniu. Este o persoană care are tendința de a testa alte persoane, de a verifica, de a nu avea încredere mai în nimeni și trebuie să vadă cu ochii lor. Aceste persoane pot avea tendința de control și pot avea foarte mari dubii în legătură cu faptul că ar putea fi singurele persoane interesate de voi. Sunt persoane destul de sceptice și care se așteaptă mai întotdeauna la ce este mai rău. Este o persoană care caută adevărul, doar că acest căutat de adevăr devine un pic obsesiv și uneori caută și adevărul care nu mai există sau care nu mai este disponibil sau care nu mai este valabil, dar sunt în permanență în căutare de ceva, de anumite elemente negative, de niște bile negre pentru partener cu care să-l aibă la mână. Câteodată efectiv își pierd timpul și sabotează relațiile în acest fel, dar ăsta este modul lor de a fi. Ca și fel de a se comporta în relații, în situații, cu oameni în general, în timp ce la varianta numărul 1 am avut o persoană care nu neapărat își exprima emoțiile personale, dar oferea anumite măști, pardon, în funcție de context. Aici avem de-a face cu o persoană care nu vrea să arate nici măcar un pic o schemă de expresie. Nu vrea să arate absolut deloc ce simte, ce crede, ce gândește. Și aici cred că avem de-a face cu o persoană mentală, dar mentală în sensul în care trebuie să judece întâi mental înainte să fie cu cineva, dar după care se axează pe temeri iraționale și pe teama de abandon pe care această persoană o are. De asemenea, atenție că și aici avem o persoană care poate falsifica informații, dar în ideea sa, în mintea sa, este cumva justificată în vederea acestor teste. Bun. Primul gând pe care îl are această persoană despre voi. Această persoană se gândește că voi deja ați trecut peste, unii dintre voi probabil v-ați mutat, v-ați îndepărtat de localitatea în care ați fost împreună cu această persoană sau că pur și simplu sunteți la distanță, dar oricum această persoană percepe ca între voi fiind o distanță fizică, nu neapărat doar emoțională, dar fizică, ce îi stă destul de mult pe creier. Sincer, și voi îi stați destul de mult pe creier, se gândește într-adevăr foarte mult această persoană la voi și într-un fel și-ar fi dorit să nu existe această distanță și cumva lucrurile să fie de curs între voi un pic altfel și să vă cunoască din alte ipostaze, să vă cunoască, să stea lângă voi în fiecare zi, chiar dacă în momentul în care ar fi avut această ocazie, nu neapărat a făcut-o, dar pur și simplu așa îi joacă mintea și așa are tendința de a gândi. Deci atenție foarte mare, pentru că această persoană se gândește la voi, se gândește cu o doză de regret că nu a avut ocazia să vă cunoască mai bine, dar și în momentul în care ar fi avut ocazia, nu neapărat a făcut cele mai bune decizii, nu neapărat a făcut cei mai concreți pași către voi. Bun, al doilea și al treilea. Interesant. De ce zic că e interesant? Dacă voi așteptați o
comunicare cu această persoană. Dacă voi nu mai vorbiți de o vreme cu această persoană sau dacă pur și simplu această persoană a devenit un pic mai rece în ultima perioadă, depinde de fiecare. E o etalare generală, deci o să ne rezumăm la ea în limita posibilităților. Sunt numai 3 cărți de tarot și una de arhetip, deci da, așa. Ideea este că, indiferent dacă a trecut mult timp sau nu a trecut, sau vă așteptați sau nu vă așteptați de la un gest din partea persoanei, văd că totuși un gest vine, această persoană plănuiește să vină spre voi, în special pentru persoanele pentru care se resimte acest element de distanță, de care v-am zis inițial. Sincer, dacă voi vă știți la distanță cu această persoană, apropo, scuze că sar de la una la alta, dar cred că această persoană poate să aibă studii superioare sau poate să aibă de-a face cu un domeniu în care fie să fie justiția, fie să fie nevoie de foarte multă documentare. Bun, dar ideea este că dacă știți că vă aflați la distanță de această persoană, această persoană face tot posibilul și vine la voi. Că s-a anunțat, că nu s-a anunțat, că v-a cerut voi, că nu v-a cerut voi, că ați plănuit, că n-ați plănuit, nu contează, persoana să vină spre voi și îmi pare să vină destul de curând pentru că energia s-a devenit, este chiar în momentul prezentului. Sincer, nu știu dacă nu cumva va fi o persoană la care această persoană vine exact în ziua în care privește această etalare. Nu știu dacă va fi exact în ziua în care voi încărca această etalare sau un pic mai târziu, dar da. Este ca și cum această persoană vine la voi exact în ziua în care vă uitați. Nu știu pentru cine, specific, e o singură persoană, persoana respectivă este rugată să mă contacteze sau și să zic acest lucru sau să lase un comentariu și să spună da, eu sunt persoana pe care a contactat-o exact în acea zi, a venit la ușă în acea zi, pentru că pentru acea persoană mai ales, deși este la nivel mai general, dar hai să zic așa, la nivel general, cu această persoană, relațiile se vor îmbunătăți. Dacă a fost o separare, cu siguranță va fi o reconciliere. Dacă există o conversație în acest moment, sunt șanse mari să ajungeți la un stadiu mult mai stabil și să vă mutați împreună. Iar specific pentru acea persoană, pentru care persoana vine în acea zi în care urmărește această etalare, atenție că voi efectiv veți ajunge să faceți o familie cu această persoană și este posibil să aveți un copil cu această persoană. Bine, hai să ne luăm după carte și o să zicem o fetiță, dar e vorba de un copil. Veți avea cu această persoană. Ținem cont că în toate aceste cărți este vorba de aceeași figură feminină, da? Și ținem cont că, în ciuda diferitelor ipostaze, este vorba de plecare, este vorba de drum, este vorba de o situație care poate să fie la distanță și această persoană, că ați vorbit, că n-ați vorbit, că ați planificat, că n-ați planificat, persoana vine în ziua respectivă. Nu știu pentru cine, dar e un mesaj extrem, extrem de puternic și deși eu plănuiam să o fac, să o postez cam prin 20-21, cred că o să o postez exact cum ar veni. Acum după 12 noapte pentru mine, că eu n-am somn iarăși și înregistrez, dar exact în ziua asta. Da, când se luminează de zi, o să o public. Bun. Ce vreau să mai zic aici este puncte bonus pentru persoanele care așteaptă o persoană să vină de la un oraș mare și care locuiesc într-un oraș mic și așteaptă această persoană, dar și pentru voi este valabilă partea de a avea o familie cu această persoană. Chiar dacă uneori pare imposibil, chiar dacă uneori această persoană se comportă suspect, chiar dacă uneori are un comportament ce vă bagă foarte mult în ceață, aș putea spune. Sincer, aici se fac lucrurile din ce în ce mai serioase și începând de din momentul în care această persoană face pași către voi, indiferent că este chiar ziua în care vă uitați sau perioada relativ apropiată, ei bine, această persoană vă va începe să vă spună pas cu pas că vrea mai mult cu voi. Dați un pic de timp, dați un pic de răbdare și o să vedeți că persoana aceasta se orientează spre ceva mai serios cu voi. S-ar putea ca această persoană totuși să nu prezinte atât de multă emoție pe cât voi ați spera sau voi așteptați, dar este o persoană care este destul de hotărâtă să-și întemeieze o familie, să se dedice total familiei și să nu aibă 10.000 de aventuri pe lângă. Deci da, este o persoană care chiar dacă nu este atât de plină de iubire și plină de afecțiune, vrea ceva concret, vrea ceva serios, vrea acest lucru cu voi. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Și să trecem la varianta numărul 3.
Cred că de acum încolo o să mă apuc să fac etalări cu mai puține cărți, că îmi place și văd că așa reușesc să mă mențin la o durată rezonabilă, pentru că altfel mă lungesc și nu reușesc să mențin un echilibru. Dar să vedem. Energia persoanei voastre. Hai să vedem cine este această persoană. Un vindecător. Aici putem avea de-a face cu o persoană care este destul de spirituală. Este persoana care sare în ajutorarea mai multor persoane. Această persoană poate să fie un psiholog foarte bun, un psihoterapeut, sau poate să fie pur și simplu o persoană care are niște cunoștințe de psihologie un pic mai avansate. Acum nu știu cât le va folosi pentru sine și cât le va folosi pentru alții, dar dacă vrea, are capacitatea de a vindeca alte persoane. Este o persoană care a trecut la rândul său prin foarte multă suferință și are posibilitatea să fie un bun terapeut și să-i asculte pe ceilalți tocmai din pricina acestui lucru, doar că din când în când această persoană poate să aibă probleme cu dorința de putere și în momentul în care este în putere are tendința să abuzeze de ea. Deci această persoană nu ar fi ideal să fie într-o poziție de putere, gen lider sau ceva de această natură. Este bine ca această persoană să trebuiască să dea socoteală cuiva, pentru că altfel această persoană este foarte predispusă la abuz de putere și la manipulare pentru alții. Este bine ca această persoană să fie un pic ținută sub observație, mai ales de voi. De ce? Pentru că poate avea tendința să manipuleze alte persoane înspre a avea o aventură, să pară un pic mai interesant, să pară că înțelege, să pară conectat și de fapt să nu fie. Acest avertisment se poate aplica chiar vouă și de asemenea această persoană poate avea momente în care efectiv se neglijează cu totul. Depinde de interes. În momentul în care simte că și-a atins toate scopurile, se neglijează cu totul. Bun. Să vedem primul gând al acestei persoane față de voi. Văd pe Mausi că doarme așa de liniștită lângă cărți. Doamne ajută! Numai să-i țin obiceiul. Așa. Dacă voi ați avut un conflict în legătură cu această persoană recent, trebuie să știți că în mintea acestei persoane conflictul încă se derulează. De ce spun asta? Pentru că avem un 5 de spade și chiar dacă un 5 de spade nu neapărat este întotdeauna o carte a conflictului care încă se mai întâmplă, pentru că, încă o dată, nu cred că se mai întâmplă acest conflict neapărat, sau puteți fi într-o perioadă de tăcere, această persoană încă derulează, încă se gândește unde ar putea fi, unde ar fi putut da o replică mai bună, unde ar fi putut spune ceva mai interesant, unde ar fi putut spune ceva care să vă afecteze mai tare. Țineți cont că deși aceste două persoane se ceartă, copiii aici sunt sfate în spate, aici cred că e vorba de copiii voștri interiori, sincer, aici dacă voi sunteți într-o familie, pentru că aici am situații în care persoana a creat o familie sau aici este vorba de un fost soț sau tatăl copilului sau mama copilului, ceva de această natură, dar sincer aici îmi pare un soi de situație ce vă leagă și de care nu prea puteți scăpa așa cum vreți voi. Nu că v-ați dori neapărat să scăpați de copil, Doamne ferește, dar este ca și cum câteodată ați vrea ca lucrurile să decurgă pur și simplu altfel și să reușiți să vă înțelegeți. Ideea este că această persoană încă se gândește că putea câștiga mai bine argumentul și putea să vă răspundă mai bine. Asta este preocuparea sa principală în acest moment. Nu judecăm, dar persoana asta, mai presus decât orice, este preocupată de cum, de cum își câștigă argumentele în fața voastră și de cum trebuie să se apere mai bine. Pentru unii dintre voi poate să fie și postăza în care voi sunteți încă în timpul unui proces și atunci trebuie să se gândească cu ce are de gând să vină în față și ce dovezi să demonstreze, dar sincer, dacă sunteți în divorț, această relație ar mai putea fi salvată, dar se solicită din partea voastră să vă întăriți, să deveniți mai puternici. De fapt, nu e să deveniți mai puternici, este pur și simplu să vă dați seama de puterea care stă în interiorul vostru și atunci voi ați pune foarte ușor această persoană la punct, pentru că voi aveți o aură foarte autoritară și chiar dacă nu ni se prezintă în aceste cărți, această persoană întotdeauna caută o persoană care poate să fie mai autoritară, dar pe care încearcă să o manipuleze. Cam așa se întâmplă cu voi. Din momentul în care voi vă accesați această parte mai autoritară, voi puteți controla foarte bine situația și inclusiv această persoană va fi pusă la respect. Bun. Al doilea gând referitor la
voi este faptul că această persoană conștientizează că aici mai există o șansă să se reia lucrurile, să se îmbunătățească, să se lucreze asupra acestei situații, dar este ca și cum această persoană vrea să vadă întâi inițiativa voastră și după va face și aceasta un pas. Este ca și cum această persoană poate să aștepte chiar din partea voastră să-i propuneți un pas suplimentar în relație, cum ar veni, nu știu, o mutare în alt loc împreună, un împrumut, o achiziție de ceva semnificativ împreună sau ceva de această natură, dar cumva așteptă de la voi, nu este ca și cum voi vă puteți aștepta de la această persoană să facă primul pas. Cred că în cele din urmă, dacă această persoană va fi lăsată în pace și vede că lucrurile sunt serioase, e dispusă să facă un mic pas, dar nu foarte mare. Vreau o confirmare. Da, această persoană trebuie să fie pusă la muncă, trebuie să fie pusă și forțate de împrejurări să înceapă să regândească termenul de stabilitate, pentru că avem și 8 de pentagrame și paj de pentagrame, și să se gândească mai bine dacă într-adevăr se merită să riște tot ceea ce a construit, tot ceea ce a obținut până acum pentru încheierea acestei situații, cu toate că aici zice că există într-adevăr sentimente pentru voi. Eu vă zice că este bine să lăsați această persoană să-și exprime prima sentimentele și să lăsați această persoană să lucreze pentru această relație. Nu mai depuneți voi atâta efortul, faceți această persoană atât de preocupată să salveze relația că nu mai are timp să se gândească la tâmpenii și cum să creeze conflicte. Ce vă mai pot zice aici este că este foarte bine ca voi să nu vă lăsați impresionați de faptul că această persoană s-ar putea să vină cu tot felul de gesturi romantice pentru voi, pentru că aici, sincer, îmi pare foarte, o foarte mare energie în sensul, am dat-o de gard, ok, trebuie să vin cu ceva romantic să-mi spăl păcatele. Și nu cred că este cea mai bună abordare pentru a rezolva lucrurile pe termen lung. Sincer, cu pași de pentagrame și cu doi de cupe, aici ar părea o ofertă, o oportunitate, o vacanță, ceva de această natură, dar e doar o rezolvare temporară. Nu rezolvați adevăratele probleme relației. Dacă vreți într-adevăr să faceți ceva, faceți terapie de cuplu și vă va ajuta mult mai mult decât o vacanță. Ce mai pot spune aici este că această persoană se gândește la ceea ce ar putea să vă placă vouă și aici situațiile ar fi destul de variate, în sensul pentru unii poate să fie vacanță, pentru alții pur și simplu petrecerea timpului într-un parc sau ieșirea la o cafenea, pentru alții poate să fie vorba de flori, dar ideea nu este ce vă oferă această persoană din punct de vedere material ca și cadou. Problema este cum se comportă această persoană, pentru că văd această persoană în continuare având un comportament imatur și va fi destul de greu să reușiți să aduceți această persoană să se comporte mai matur și să vorbiți ca de la egal la egal. În momentul în care această persoană vrea să se pună bine, știe cum să se pună bine și știe cum să pară matură, dar în ceea ce privește acțiunile și ce are de făcut pe mai departe, nu pare chiar să fie matură. Deci nu avem de-a face cu o persoană care efectiv gândește la vârsta, cum ar trebui să gândească la vârsta asta. Ca și zodii predominante, aici putem să avem gemeni, balanță, vărsător, în special gemeni, și mai putem avea scorpion foarte puternic, aș simți. Taur, dar de taur nu sunt așa sigur aici. Cam atât. Sper că vă este utilă această etalare și dacă aveți nevoie de o etalare personală, vă aștept cu drag. Găsiți toate detaliile în descriere și să ne revedem cât mai curând. La revedere!